mi se pare nedrept așa scorul care a fost în prima, în prima partidă, dar avem posibilitatea acum să îndreptăm și să punem lucrurile pe, eu știu, pe drumul care, care trebuie. Tot ce s-a întâmplat cu Locomotiv Tbilisi, cu Laci anul trecut, au fost niște rușini greu suportate și niște pete pe palmaresul nostru, pe, pe club, și au obligația să, să înlăture acele peturi, să nu se mai întâmple asemenea, asemenea rușini. Eu știu ce trebuie să facă echipa noastră, să-și impună calitățile pe teren mâine seară și sigur vom, vom câștiga. Adică fiecare jucător al nostru, cu calitățile individuale care le au jucătorii noștri și apoi puse într-un, într-un joc, într-un joc colectiv, într-o abordare colectivă, este imposibil să nu putem să facem calificare.